găsit, prieteni, la o nouă întâlnire cu Luke Motor. Semn că vara se apropie de sfârșit, Formula 1 și-a reintrat în drepturi weekendul trecut pe fabulosul circuit belgian de la Spa-Francorchamps. Odată cu ea, evident, și competițiile conexe. În paralel, motomondialul de viteză își continuă parcursul. Data aceasta, după un an de pauză, MotoGP se întorcea în Marea Britanie la Silverstone. Și ca și când toate acestea n-ar fi fost îndeajuns, am avut reluarea campionatului național de viteză în coastă cu a șasea rundă a anului programată în apropiere de Baia Mare. Formula 3, alături de Formula 1, și-a derulat și ea antepenultima etapă a stagiunii tot weekendul trecut și pentru ediția de astăzi am invitat în platou unul dintre oamenii care știu cu ce se mănâncă aceste competiții monomarcă. Sunt competiții de monoposturi foarte solide, la nivel înalt, și era nevoie de un personaj care respiră aerul marilor întreceri de pe mapa mond. În plus, unul care îl însoțește pe românul nostru, Filip Ugran, în fiecare etapă de Formula 3, în acest sezon de debut pentru pilotul mureșan. Bun găsit, Mihai Marinescu! Salut, Alex! Mihai, acum un deceniu erai poate cea mai bună speranță a noastră de a avea, în fine, un pilot român în Formula 1. Seria mondială Renault, Formula 2, în care ai și câștigat curse. Apoi cariera ta s-a oprit din rațiuni pe care cu toții le intuim și am putut să le vedem de-a lungul deceniilor în Formula 1. Formula 1 nu este doar o chestiune de talent, ci este în primul rând o afacere, o uriașă afacere. Iar aici, în plan financiar, din câte știu eu, părinții tăi nu au câștigat la 6 din 49 și nici vreun membru al familiei tale, așa încât până la urmă ai pus punct și ai luat decizia rațională, cea de a-ți păstra pasiunea și de a te reinventa ca inginer pentru marile echipe care evoluează pe plan internațional. Ți-ai continuat studiile la Brașov, apoi ai plecat la Universitatea din Delft, în Olanda, și de aici încolo ai început să-ți faci un nume în calitate de inginer de pistă pentru mari echipe din Formula 4, din Formula 3 și cine știe dacă nu chiar din Formula 1 în anii următori. Prima întrebare, cât de grea a fost tranziția pentru tine ca pilot, de la pilot la inginer? În tot acest timp am studiat și concuram în același timp și am și început să lucrez. Și de aceea a fost destul de ușor să fac tranziția. Nu mi-a plăcut, a fost o decizie destul de grea. Să trec de pe o parte a pit wall-ului pe cealaltă, însă experiența dobândită în spatele volanului m-a ajutat foarte mult ca să îmi ajut piloții să se dezvolte și să ajut și echipele în același timp. În plan mental, cum te-ai împăcat cu acest eșec? Pentru că vrem nu vrem, da, e o altă direcție pe care ai luat-o în carieră, sigur nu te mai gândești, dar la vremea respectivă cu siguranță ai resimțit-o ca pe un final de drum, ca pe un eșec personal. Chiar dacă m-am oprit din condus, următorii 2-3 ani am continuat să-mi caut un volan în GT-uri, în cursele de anduranță. Nu m-am oprit, eram tot timpul în padocuri, eram tot timpul împreună cu ei, însă toată lumea vroia un buget. Un buget pe care la acel moment nu-l puteam crea, nici din sponsor, nici din finanțări proprii. Și atunci, încet, vorbeam cu mai puțină lume își mai aducea aminte că și concuram și nu făceam doar inginerie și am rămas numai pe partea aceasta. Ți-ai păstrat însă pasiunea pentru motorsport, ai cultivat-o și ceva mai devreme ne-ai vizitat pentru un interviu aparte, unul în care am răscolit puțin cutiuța cu amintiri. Monța are o groază de conotații și de experiențe, pentru că în jurul pistei astea se învârt foarte multe lucruri pentru mine. Atât prima interacțiune cu motorsportul, cât și primul concurs, cât și primul test, cât și sediul echipei, cât timp am concurat, sediul din Italia, cât și o zonă de evitat în noiembrie, pentru că e foarte frig și foarte umezeală.
când vrei să te duci să faci teste în februarie-martie, poți să prinzi și zăpadă. E Monza. Primul Grand Prix la care ai asistat aici a fost? Da, în 99 a fost primul Grand Prix și prima mea interacțiune cu Formula 1 și cu motorsportul. Și din cauza acelui Grand Prix sunt azi aici. Hankook, să nu le văd. Anul trecut am lucrat în Formula Renault și cauciucurile din acel campionat erau aceste Hankook-uri. Nu le-am înțeles. Un an de zile și nu le-am înțeles. Funcționa și cu presiune mare și cu presiune joasă și cu temperatură pe margine interioară și mică și mare față de exteriorul cauciucului, deci camberul nu avea niciun efect. Când aveai grip, când n-aveai grip, nu exista nicio corelare între un set și altul. Și cred că aici tot poate să ne ajutăm cu mai multe. Copii? Nimic, nu? Încă nimic, încă am prins acum. Nu. Abia am măsurat, am făcut nunta vara asta cu 2 luni și vedem. Pe viitor. Vacanță frumoasă, cu mare albastră. Printre altele, nu trebuie să te îmbolnăvești când ești în vacanță. În Grecia e tot timpul cea mai frumoasă. De tot ce am încercat, rămânem cu amintiri plăcute din Grecia. E frumos la curse, nu e un servici de la 9 dimineața până la 6 după masa. E mai stresant, dar e numai în weekenduri. Da, e tot timpul noroc. Chiar dacă ai pregătit totul la dungă și presiunile bune și temperatura și știi că ai făcut setarea bună și bate vântul și de unde vrei, în momentul în care ai închis viziera, noroc, baftă, ai grijă și a doua acasă într-o singură bucată. O mâță neagră? Da, e ok cu mâțele negre, n-am probleme. Poate să treacă strada, să vină și la noi, să se gudure pe lângă picioarele noastre, se acceptă. Un cățel. Vreau un cățel. Avem o pisică galbenă, bestie de pisică, care are nevoie de un cățel în curte ca să o terorizeze și mai tare. Când te duci la Mugello, te dai jos de pe autostradă și e primul restaurant, e un restaurant de tiriști și acolo mănânci cea mai bună carne. E o fiorentină din aia mare la un kil, e perfectă. E și cu cartofi la cuptor. Dacă îmi zici acum că mi-e un bilet de avion pentru Firenze, mă duc să mănânc o fleică bună. Înapoi la Luc Motors, alături de Mihai Marinescu, actualul inginer de pistă al lui Filip Ugran, mureșanul nostru în Formula 3, la Jensen Motorsport. Cum ai ajuns să lucrezi în Formula 3, să rulezi? Ne-am dorit cu toții, probabil și tu chiar și acum. Am rulat în Formula 3, nu-i prima oară că sunt acolo, dar pe cealaltă parte a pitbull-ului. Da, după ce am câștigat campionatele atât la piloți cât și la echipe cu Prema din 2014 până în 2019. Da, trebuie spus că ai câștigat cu Enzo Fittipaldi. Am câștigat, da, cu Enzo Fittipaldi campionatul de Formula 4 italiană, ai lucrat cu Mick Schumacher. Am o serie de piloți care acum sunt ori în Formula 2, ori în Formula 1, deci... Bun, va trebui să ne povestești. Hai să luăm cu începutul cum ai ajuns tu în Formula 3. Cum am ajuns eu în Formula 3 este că, prin faptul că mi-am dorit să avansez și eu. La fel cum piloții trec din Formula 4 în Formula 3, în Formula 2 și își doresc să fie în Formula 1, la fel am vrut și eu să trec din Formula 4, unde am câștigat campionate, să folosesc această experiență dobândită și în campionatele mai mari, să mă bat și eu cu inginerii mai buni decât mine. Și am ajuns în acest fel în Formula 3. Era un loc liber la Jensen Motorsport anul trecut, în 2020, pe care l-am acceptat și de atunci a început o nouă pagină din povestea asta. O pagină pe care încă o scriu. Am învățat în ultimul an și jumătate, am învățat multe lucruri diferite care nu se aplică în categoriile mai mici, dar nu se termină aici.
Ce presupune ocupația de inginer de pistă? Nu cred că putem spune ocupație, ci e meserie 100% și nu stai la program, bănuiesc, nu? Nu e pe program. Se lucrează de dimineața până seara. Sunt multe lucruri la care trebuie să fii atent. Dintr-un anume punct de vedere, este și un rol de managerial și trebuie să și știi cum să îți gestionezi echipa cu care lucrezi. Pentru că ai cei trei mecanici care sunt pe mașină, pe care trebuie să îi coordonezi. Ai pilotul care trebuie să lucrezi, pe care trebuie să-l îmbunătățești și să-l ajuți să continue să aibă încredere în el în următoarea cursă. Dar ai și șeful de echipă, team managerul, care și are alte probleme pe cap pe care ți le transmite ție pentru că trebuie să-l ajuți și atunci e o muncă de manager în final. Cu cine ai lucrat? Am menționat Mick Schumacher, Enzo Fittipaldi. Cu Juan Manuel Correa. Am lucrat cu Max Verstappen. Am lucrat cu Yuri Vips. Am lucrat cu Joey Alders. Am câștigat cu el și Formula 3 asiatică, acum este în anduranță. În fiecare an, minim doi piloți. Dintre toți, care ți s-a părut cel mai greu de strunit, de urnit de asemenea, de intrat în contact și care ți s-a părut, din contră, un burete? Pentru că așa își doresc inginerii, nu? Un pilot care să absorbă informații și să le transpună pe pistă rapid. Da, să absorbă informația, dar să o transpună nu ad literam. Trebuie să vină și cu un pic de la ei, acel flair care să-i facă să fie un pic mai bun decât ceilalți. Pentru că da, trebuie să frâneze aici și să accelereze acolo. E simplu, toată lumea știe. Dar acum trebuie să vii să inovezi un pic. Trebuie să vii să faci ceva în plus, ceea ce celălalt de pe locul 2 nu face. Că de-aia ești primul. Asta trebuie descoperit la fiecare pilot. Cine este pilotul care s-a pretat cel mai bine acestui mod de lucru pe care ți-l dorești, modul ideal? Dintr-o oameni cu care ai lucrat. Cred că Joey Alders a fost cel care a avut cea mai mare influență și mână liberă de la mine. Era suficient să-i zic, avem nevoie de viteză minimă în virajul X. Și atunci el făcea ce făcea. Nu era ca la carte. Dar scutea viteza minimă și atunci mergea mai departe. Max Verstappen, cum ți s-a părut? Nu conta ce ziceam. El făcea ce știa să facă pe pistă, să meargă tare. Orice făceam din afară, orice input, conta prea puțin față de abilitățile lui de a se descurca în momentul în care se închidea viziera și se stingea luminile. Mick Schumacher? Mick este unul care studiază și care studiază și care învață și care te ascultă și care încearcă. Deci este un Schumacher până la urmă, este că și Schumacher făcea la fel. Este băiatul lui tata. Mick este cel pe care îl respect cel mai mult dintre toți piloții cu care am lucrat. Până în ziua de astăzi, Mick m-a impresionat cel mai mult. Din dedicația cu care venea în fiecare dimineață la pistă, din depășirile pe care le făcea și cum le pregătea, încă din Formula 4, și cât de sârguincios a lucrat ca să ajungă unde este acum. Odată cu Spa-Francorchamps, vacanța de vară s-a încheiat în Formula 1 și deja Marele Cerchi intră într-o lungă linie dreaptă către finalul stagiunii. Dar înainte de a ne îndrepta atenția asupra acestui mare premiu al Belgiei, haideți să selectăm 10 momente importante, 10 momente de reținut dintr-o jumătate a unui sezon 2021 excepțional. Ne întoarcem la Look Motors alături de Mihai Marinescu, fost pilot în seria mondială Renault, Formula 2 și mai ales astăzi inginer de pistă în Formula 3 la Jencer Motorsport. Mihai, care sunt pentru tine câteva momente importante în această jumătate de sezon absolut frenetică în Formula 1? Câteva momente importante nu se poate. Două, te rog, că nu avem timp.
Portimao, când Verstappen a fost clar contendentul sau al doilea rival, primul rival al lui Hamilton la titlul mondial de anul acesta. Barcelona, când strategia bună a lui Mercedes l-a adus în fața lui Verstappen. Baku, incidentul lui Verstappen, acel start în care Hamilton zice că a uitat să schimbe butonul de la balansul frânelor și a rămas cu toată frâna ancorată în față. Silverstone. Cum să nu vorbim de Silverstone? Ai și tu o părere despre Silverstone și așa are toată lumea și ne ești și nouă dator cu o opinie vis-a-vis de acroșajul Verstappen-Hamilton. Doi piloți, amândoi pentru titlul de campion mondial, niciunul nu vrea să lase, deși unul putea să depășească în timpul cursei, dar nu discutăm despre asta. A, Verstappen te referi, nu? Da. Okay. Dar amândoi au dovedit că vor să câștige acel campionat, acum sau niciodată. Și în ciuda faptului că directorul de cursă, de fapt cel care este permanent la Monza, ne zice tot timpul, la toate briefingurile de 20 de ani de zile, cursa nu se câștigă în primul viraj. Nici măcar o cursă de Formula 1 sau o cursă sprint nu se câștigă în primul viraj, dar aminte. Dar s-au bătut în cursa de sprint. Primul tur s-au bătut toată jumătatea acelui prim tur în cursa principală la Silverstone și s-a întâmplat să se lovească. E normal să te lovești când mergi cu 200 de km pe oră. Se întâmplă. Sunt atâtea exemple. Dar amândoi vor să câștige campionatul mondial. Am avut-o la Silverstone, prima cursă sprint din istoria Formulei 1. Scurt, pro sau contra cursă sprint? Pro. Vin dintr-un mediu în care avem și trei curse pe weekend. Ok. Bun, și asta e un alt subiect. Voi dar forța nota atunci, pentru că ai pomenit Baku și acea reluare pentru mai două tururi a unei curse întrerupte de pe urma accidentului lui Max Verstappen. Totuși cursă pentru două tururi. Pro sau e un pic cam mult un asemenea ultra sprint? N-a fost ultra sprint, a fost interpretarea regulamentului. Din cauza tuturor safety car-uri, din cauza tuturor incidentelor care s-au întâmplat, Jules Bianchi, regulamentul Formulei 1 și a categoriilor inferioare s-a modelat pe toate aceste scenarii și a ieșit varianta pe care o vedem astăzi, cu acel start în care Hamilton a rămas singur pe grilă în Ungaria, cu acel start pentru numai două ture de pe loc. Se întâmplă și în categoriile mici, e ceva normal, e ciudat să vezi două ture, dar nu e prima oară. Ce obțin în categoriile mici nu ar fi fost pentru prima oară. Bun, până și la Speedway avem patru, dar vorba ta a fost un restart, așa încât asta e regulamentul actual și e făcut pentru televiziune, nu pentru a nu întrerupe cu steag roșu și a da puncte după scurgerea trei sferturi din numărul de tururi, așa cum se întâmpla pe vremuri în Formula 1. Se întâmpla pe vremuri, într-adevăr, și atunci rămâneai fără concurs. Cauza declanșatoare a fost cursa din 2011 din Canada, când a început să plouă și nu se mai termina ploaia, dacă ți-auci aminte. Corect, și am stat 4 ore în direct, așa încât și piloții pe grilă. Bun. Au fost 3 săptămâni de pauză foarte lungi, de altfel, pentru Verstappen, cel care, după două curse mai degrabă dezastruoase, pierduse șefia clasamentului general, așa încât această etapă de la Spa-Francorchamps reprezenta o bună ocazie de a inversa tendința. În marja Formulei 1, Formula 3 și-a reluat și ea ostilitățile cu antepenultima etapă a anului, weekendul trecut pe același superb circuit belgian de la Spa. Ne întoarcem în platoul Look Motor, alături de Mihai Marinescu, inginerul lui Filip Ugran în Formula 3. A fost o primă jumătate a sezonului destul de dură, o ucenicie grea pentru Filip, care venea din Formula 4 italian, unde a și câștigat curse, de altfel, anul trecut. Anul acesta, însă, lucrurile au arătat destul de împovărător pentru mureșan. Care explicația? Să fie pasul atât de important de la Formula 4 la Formula 3? Mihai, ai lucrat în amândouă competițiile.
te-ai uitat pe datele de telemetrie ale lui Filip și într-una și în cealaltă. Unde este sâmburele probleme? Nu cred că e unul singur, cred că e un strugure acolo cu o grămadă de sâmburi, dar o boabă de strugure, dar pe rând. Este un campionat mult mai greu față de Formula 4 italiană. Este un campionat în care este dominat de campionii Formulei 4 din ultimii ani, campionii din Formula 3 regională din ultimii ani, și devine o apă infestată cu rechini, practic. Trebuie să fii suficient de limpede, trebuie să știi la ce te înhami. Și Filip, crezând că a făcut suficient de bine în Formula 4, credea că o să-i meargă la fel și în Formula 3. A avut un șoc la primele teste din Austria, de la începutul sezonului, când și-a dat seama cât de greu este de fapt cu noi săi adversari. Și-a schimbat mentalitatea, a început să lucreze diferit și de atunci a tot schimbat. A încercat să se adapteze la noua competiție. Evident, nu poți face un asemenea switch, o asemenea schimbare de pe o zi pe alta. Să schimbi complet ceea ce ai făcut până atunci și să treci la o nouă atitudine. Da, a câștigat. Dar acum trebuie să câștige cu rechinii. Și la asta lucrează Filip acum și pe lucrul ăsta începe să vină din spate. Chiar dacă e frustrat că nu are rezultatele pe care și le-a dorit și e supărat când se dă jos din mașină, e supărat pe el, se vede, știu că lucrează ca să se îmbunătățească. Planul său, bănuiesc că nu ține cont de rezultatele din acest sezon, e un plan pe termen mai lung. Anul viitor ai vreo idee? Rămâne la Jensen? Va dori să rămână în Formula 3 cu siguranță asta, dar știi cumva mai multe despre planurile lui în 2022? Abia am trecut de vacanța de vară, încă nu știm ce se va întâmpla anul viitor. Pentru că pomeneai de vacanța de vară, s-a încheiat și în plan intern. Prieteni, campionatul național de viteză în coastă și-a reluat și el activitatea cu a șasea rundă a anului în apropiere de Baia Mare. A șasea etapă a sezonului din campionatul național de viteză în coastă promitea o luptă spectaculoasă pentru victorie, dar a fost doar un recital din partea lui Silviu Dumitrescu. Pe un traseu afectat din plin de ploaie, pilotul de pe Osela, PA 2000 Evo, nu a avut rival în pasul gutâi. Dumitrescu a câștigat categoric ambele manșe de concurs, iar la final a avut un timp mai bun cu 8 secunde și jumătate decât cel al următorului clasat. Dumitrescu a câștigat o singură etapă în acest sezon, dar acum și-a spulberat și concurența directă de la categoria a doua. Alex Mira și Octavian Ciovică, rivalii săi principali la titlul național, au avut o etapă surprinzător de slabă. Ciovică a încheiat abia al 8-lea la general, în timp ce Mira s-a clasat pe locul 10. Amândoi au fost cu peste 25 de secunde mai lenți decât Dumitrescu la finalul celor două manșe de concurs cumulate. Traseul din pasul gutâi a avut peste 5 km și a fost cel mai lung din acest sezon al campionatului de viteză în coastă. Acest lucru le-a convenit de minune piloților de la categoria 1, cea a mașinilor nemodificate. Alexandru Pițicoi a câștigat în fața lui Mihai Leu, însă ambii au urcat pe podium și la general, în spatele lui Silviu Dumitrescu. Cu un Porsche 911 GT3, Pițicoi a făcut de departe cea mai bună cursă din acest sezon și a fost mai rapid cu 2 secunde decât Mihai Leu pe al său Ferrari 458 Challenge. Imediat în spatele primilor 3 din clasamentul general a terminat Costel Cășuneanu. Acesta a profitat la maxim de ziua slabă avută de Ciovică și Mirea, astfel că e nou lider al clasamentului general la categoria a doua. Cășuneanu are 2 puncte peste Dumitrescu, în timp ce Ciovică și Mirea au căzut pe locurile 3 și 4. Chiar dacă ierarhia generală s-a inversat față de etapa trecută, lupta rămâne una strânsă, cu 2 etape rămase de disputat. Bucuros, primul rând că 3 mașini, podium general, pe ploaie, tracțiune spate. Foarte bucuros. Nu ne așteptam niciunii, probabil. Aderența e destul de bună pentru alte etape. Și atunci cred că asta ne-a ajutat puțin să folosim tracțiunea pe spate, setări potrivite și asta a fost. La categoria 1, Mihai Leu s-a distanțat de Călin Manițiu în fruntea clasamentului general și poate deveni din nou campion național chiar din etapa următoare. Aceasta va avea loc în 19 septembrie la Câmpul Lung Muscel, în timp ce finalul sezonului va fi în octombrie la Poiana Brașov.
Înapoi la Luc Motors alături de Mihai Marinescu. Mihai, mai ții legătura cu motorsportul intern sau Formula 3 și competițiile internaționale se ocupă tot timpul? Pentru că ești tot timpul cu valiza făcută, nu să o spunem? Tot timpul e valiza făcută, da. Aici, din păcate, așa e. Dar de când sunt mult mai mult timp acasă, în Brașov, am început să reiau legătura cu toți vechii prieteni din motorsport. Cu Victor Ștefan de la Târgu Secuiesc, cu Costi Cărăileanu, cu Tuțoianu, cu el mai și întâlnesc câteodată pe circuite. Deci cartiștii, în general. Cu cartiștii, da. Motorsportul românesc s-a dezvoltat așa încet, încet în ultimii ani și cum am fost foarte mult timp plecat până în 2019, nici n-am luat contact cu ea atât de des. Și acum, de când m-am întors acasă, am scos vechea mașină de Formula BMW care am câștigat la Macau, am scos-o pe circuitul de la Prejmer și am dat acolo câteva ture cu ea într-o mică cutiuță cu amintiri. Da. E frumos să te întorci acasă. Celălalt mare eveniment al weekendului trecut este Motomondialul de viteză. Silverstone a găzduit după un an de pauză o nouă rundă de MotoGP. Al treilea weekend de Motomondial în ultimele 4 săptămâni. La categoria Moto2, spaniolul Augusto Fernandez disputise victoria acum 2 ani la ultima apariție a circuitului britanic în calendar. La vremea respectivă, Remy Gardner terminase la marginea podiumului, însă acum australianul venea aici din postura de lider al clasamentului general. De obicei, însă, haosul și acțiunea au venit de la categoria mică Moto3, acolo unde Honda a suferit în acest sezon o stagiune prea discretă pentru constructorul japonez, dominat de marea sa rivală, KTM și celălalt brand, GasGas. Dar Honda, atenție, în ultimele 5 Grand Prix-uri derulate la Silverstone, izbutise mai puțin de 4 victorii. Categoria Moto3, cu doar 60 de cai putere disponibil, eficacitatea aerodinamică reprezintă prioritatea absolută, nu de alta, dar e nevoie de piloți mărunți care să se poată ascunde sub carenă pe liniile drepte și pentru a păstra viteza pe viraje. Poate și de aceea italianul Danilo Petrucci nu a rulat vreodată, nici măcar la începutul carierei sale, la categoria Moto3. Partea proastă pentru el este că ergonomia joacă un rol poate la fel de important și la categoria regină, MotoGP, acolo unde este încă mai rafinată și mai penalizantă pentru piloți de talie grea. Suntem pe finalul actualei ediții Luc Motors alături de Mihai Marinescu. Mihai, voi cum faceți în Formula 3? Cum ați făcut în Formula 4, de înghesuiți pe piloți într-un cockpit. Nici în formulă de monoposturi piloții nu sunt niște giganți. Sunt și băieți mai înalți, sunt și băieți mai mici, copii, de altfel, dar aceste șasie, șasie, sunt făcute general, astfel încât să poată să încapă toți în mașini. În ultimii ani, însă, șasiile s-au mărit, atât din punct de vedere al regulamentului și al omologării, dar și din cauza piloților, care în fiecare an sunt un pic mai mari, un pic mai mari, un pic mai înalți sau mai grei. Și atunci s-a mărit și șasiul. S-a mărit locul, s-a mărit locul care e liber în jurul coatelor ca să poți să virezi. Ce vedem, ce se vede de afară, tetiera care vine în jurul capului, da, aia s-a micșorat ca să nu mai ai de mult loc să dai cu capul în cazul unui impact, pentru că aceea este o spumă cu memorie. S-a lungit șasiul, poți să duci pedalele mai în față acum, s-a mărit posibilitatea de a regla volanul în față și în spate, astfel încât să-i dai o ergonomie mai bună pilotului și atunci cam toată lumea încape. Am avut într-un an un pilot care era mai înalt, 1,80 m,
8 în Formula 4 și, într-adevăr, dădea cu genunchii de partea superioară a șasiului și își atingea cu mâinile când vira partea de sus a piciorului. Dar Camata nu l încurca foarte mult și, în plus, era și conștient de acest handicap. Mihai, pentru că suntem pe finalul emisiunii noastre, o să te întreb întrebarea aceea clasică, dar răsturnată în oglindă. De când eram noi mici, nu ce ai făcut în ultimii 5 ani, asta tocmai n-ai spus, și unde te vezi tu în următorii 5 ani? Mă văd avansând în Formula 3 în următorii 5 ani și îmi doresc să reușesc să pun pe picioare structura mea, echipa mea. Cu ceva input național? Vrei să faci ceva și acasă? Știu că erai implicat în tot felul de proiecte cu simulatoare la Brașov, de unde ești originar. Simulatorul încă rămâne activ și pe partea aceea a simulatorului am un proiect pe care îmi doresc să-l implementez. Dar pe această construcție, într-un campionat european, mi-ar place în următorii 5 ani să ajung. Atât pentru moment, prieteni, cu Mihai Marinescu și Filip Ugran ne vom reîntâlni chiar în acest weekend la Zandvoort pentru penultima etapă a sezonului în Formula 3. De asemenea, Formula 1 își va derula acolo în fieful lui Max Verstappen și cu o întreagă mare orange, probabil în tribune. Etapa de la Zandvoort, Marele Premiu al Olandei, revine așadar în calendar după aproape 4 decenii de pauză pe circuitul situat la marginea Mării Nordului, un traseu refăcut la Zandvoort, iar noi aici, ca și când weekendul acesta n-ar fi suficient de plin, vom avea reluarea stagiunii în campionatul național de raliuri cu Raliul Iașiului. Despre toate acestea, dar și despre penultima etapă a sezonului în campionatul național de super rally, o rundă excelent programată la început de septembrie la Craiova, vom vorbi în ediția următoare a emisiunii Look Motors. Vă dau așadar întâlnire, ca de obicei, marți seară, ora 9, aici, pe Look Sport 3, canalul de referință al sporturilor cu motor. Până atunci, cu bine!